Bună regăsire, prieteni, ai Balonului Oval, o nouă emisiune Rugby Show care beneficiază astăzi de prezența a doi oameni de rugby împătimiți care își petrec foarte mult timp lângă arenele cu buturi. E vorba de Mircea Paraschivescu și de Nicolae Șișiu. Invitația a venit în contextul unui amalgam de evenimente rugbistice care s-au petrecut în ultima perioadă și mi s-a părut cea mai potrivită soluție să vorbim cu acest tandem de specialiști despre turneele finale și la campionatele naționale de juniori, despre finala Superligii sub 19 ani, dar și despre alte lucruri. Vom vedea pe parcursul emisiunii ce mai avem în cuprins ca surprize, ca aș în mânecă. Deocamdată mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația și vă lansez deja o primă temă de dezbatere, aceea de a judeca, de a analiza un pic ceea ce s-a întâmplat în finala Superligii sub 19 ani, când Steaua a învins pe Cleopatra Mamaia cu scorul de 22-12. Bună ziua, Cristi, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Mulțumim pentru invitație. Sigur, când vine și vara, avem și noi foarte multe competiții exact care se termină, respectiv exact cum ai amintit mai devreme, campionatul național de DNJ-19. Câteva cuvinte despre acest campionat până să ajungem la finală, respectiv a fost un campionat național la care au participat 7 echipe, s-a jucat fiecare cu fiecare, s-au jucat un tur și un retur. La sfârșitul acestora s-a întocmit un prim clasament de 7. Acesta a fost foarte strict la mare luptă. Cleopatra a terminat pe locul 1 cu 55 de puncte, CSA-CSS Steaua cu 54, pe locul 3 CSS Bârlad, pe locul 4 LPS Focșan, pe locul 5 CNAV, pe locul 6 CSS Gura cu Mule și pe locul 7 CSM Câmpia Turzii. În conformitate cu prevederile manualului aprobat de Biroul Federal și de Comisia Tehnică de Juniori, s-au jucat în continuare semifinale și finale, respectiv în semifinale s-au jucat locurile 1 cu 4, pe tradițional, mai bune, exact, mai bine clasate, și 3 cu 3 pe terenurile celor mai bine clasate. Partidele din semifinale s-au disputat în 31 mai, rezultatele au fost puțin disproporționate vis-a-vis de pretențiile pe care le emiteau participantele. Cleopatra Mamaia a câștigat contra lui LPS Focșani pe terenul din Mamaia cu 88-0, un scor foarte mare pentru acest nivel, iar Steaua a jucat la București cu CSS Bârlad și i-au învins pe bârlătenii juniori cu 43-21. Peste o săptămână, în 6 iunie, în regalul rugby-ului juvenil la nivel de U19, pe stadionul Arcul de Triumf, într-o organizare impecabilă a Federației Române de Rugby, cu prezența a numeroși spectatori, mai întâi s-a jucat meciul pentru locurile 3-4, în care Bârladu a câștigat iar cu un scor puțin disproporționat, 64-13. Acum revenim la evenimentul principal, de unde Cleopatra era a priori o, așa zis, favorită. Da, clasamentul din sezonul regulat exact, o punea în această postură. Chiar și la rugby 7 au câștigat. Deci pe undeva s-au anunțat prin favoriții, au câștigat la Mamaia în campionatul regulat, în sfârșit. Nu a fost să fie așa. Clubul sportiv al Armatei Steaua, CSS, Clubul sportiv școlar Steaua, a răsturnat toate pronosticurile și a câștigat cu 22-12 după o partidă, după părerea mea și a specialiștilor, de bun, foarte bun nivel tehnic, în care angajamentul a fost total, șansele pe undeva, când scorul era puțin apropiat, au fost egale, numai că într-un final măreț, să nu ne ferim de cuvinte, a câștigat echipa mai bună. Exact, exact, fără probleme. O întrebare și pentru domnul Șișiu, care arde de nerăbdare să intre în discuția noastră. Cum a văzut acel meci dintre Steaua și Cleopatra, că a fost jucător și antrenor de rugby? Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, dragi iubitori ai rugby-ului. Referitor la acest joc, finala la categoria Under 19 ani dintre CS Cleopatra Mamaia și CSA-CSS Steaua, a fost unul din cele mai bune jocuri din ultimii ani din competiția noastră internă a juniorilor mari.
Într-adevăr, cum a spus și Mircea, echipa Cleopatra pornea favorită, dar echipa din Ghencea a răsturnat toate pronosticurile, s-a mobilizat și a dorit mai mult victoria și cu o tactică foarte bine imprimată jucătorilor de către cei doi antrenori, au câștigat acest meci. A fost un bun nivel tehnic, au fost multe momente în care s-a jucat de o parte și de alta. Sigur, tacticile au fost diferite de către cei doi antrenori, respectiv de către Nicu Mocan, au preferat mai mult jocul pe înaintare, iar echipa Steaua a preferat contraatacul, apărare agresivă și jocul pe linia de 3 sferturi, ceea ce a adus și victoria echipei Steaua în final și câștigarea campionatului. Acum, extrăgând din contextul celor spuse de dumneavoastră și ca să încheiem concluziv paranteza despre această finală, vă rog să mă corectați dacă greșesc, cum am văzut eu. Mi-a plăcut în primul rând cum s-a prezentat la meci Cleopatra Mamaia vestimentar vorbind. Înainte de joc, băieții din Dobrogea au intrat în teren toți costumați. Prezenți. Cu prezență. Cravată, antrenorul Mocanu în tribună la fel, cu cravată, bine, a renunțat la cravată și la sacou pentru că era foarte cald și trăia la intensitate maximă această finală. După care, judecând ceea ce s-a întâmplat în teren, Constanța, Cleopatra Mamaia, mi s-a părut un pic neimaginativă pentru că au abuzat de tactica pick and go-ului, care a fost ușor de găsit un antidot pentru o echipă cum este Steaua, pregătită de Ștefan Axinte și de Virgil Popișteanu, doi oameni foarte pregătiți în domeniu, după părerea mea. Ce am mai constatat eu? Faptul că vorbeați de linia de 3 sferturi a roșalbaștilor, care s-a comportat excepțional, judecând după valoarea troacarilor noștri, chiar și la nivel de seniori, unde se intercalau un lung, extraordinar pilier care poate să joace în câmp deschis, sau un moțoc, închizătorul, de la Steaua, care la fel a avut un aport, după părerea mea cel puțin, foarte bun în a-i ajuta pe cei din linia de 3 sferturi. Ai perfectă dreptate, ai pronunțat deja două nume, sunt de grămădari care intrau între troacari. Exact, nu? Exact. Acest moțoc, iată o confirmare a valorii sale, deja a semnat la această vârstă un contract de profesionist cu Racing Metro 92 Paris. Da. Eu aș sublinia faptul că, într-adevăr, de departe, Moțoc a fost cel mai bun jucător al finalei. Aș mai sublinia prestația centrului Bencea Eduard, marcatorul primului. Exact, un tip pe undeva aduce aminte de Dragomirescu Raftocol. Și într-adevăr, onorantă comparația pentru Bencea. Da. Într-adevăr, tactica adoptată de Nicu Mocanu a fost, după părerea mea, falimentară. Atâta timp cât ai în față doi pilieri, numărul 20 și 30, plus Alexandru Țigănuș, jucători masivi, chiar peste limita obișnuită, n-ai de ce să joci pick and go. Numai pick and go. Că te lovești în zile. Da. Și pe distanțe scurte aceștia au rezistat. Dacă erau plimbați, părerea mea, nu știu, poate greșesc și eu, un 10-15-10 minute, poate, într-adevăr, se... Altfel puteai să forțezi cu pick and go-urile repetate. Exact, nu? exact, da. Iar pick and go-urile astea, bineînțeles, trebuie și ele folosite în anumite perioade de timp, dacă ai avantaj și vrei să ții posesia balonului, sau dacă nu, în anumite zone de teren, 10-15 metri de terenul de țintă advers. Asta e părerea mea. Da, una care pare să coincide și cu ceea ce am spus eu mai devreme. În orice caz, una peste alta, organizare foarte bună, a câștigat echipa care s-a prezentat mai în formă la ora finalei. Mi-a plăcut faptul că ați vorbit despre linia de troacari, n-are rost să-i enumerăm pe toți, cu toate că poate ar merita. Dar, după părerea mea, troacarii steliști au făcut diferența. Corect. Sigur. Să ne aducem aminte de primul eseu, să ne aducem aminte de eseul prin care Steaua s-a desprins. După ce marcase Cleopatra, a marcat aripa cu numărul 14, Negoiță, dacă nu mă înșel. Exact. Da? Traseul ăla oblic, găsit foarte bine și finalizat cu plonjon în terenul advers. Da? Vorbim și o întrebare care eu lansez domnului Nicu și eu acum, despre acest format de Superligă pentru Divizia Națională de Junior sub 19 ani. Se știe că sistemul folosit e unul relativ tânăr, doar de câțiva ani a fost implementat. Părerea mea este că echipele, având de parcurs niște distanțe și de jucat în acest sistem, câștigă.
Sigur, financiar nu se poate spune acest lucru, dar valoric, din punct de vedere al omogenității, al spiritului de echipă, eu cred că este un pas înainte și mă bucur că găsim an de an 7-8 echipe care să evolueze la aceste rigori. Sigur că da, este un sistem foarte bun, a funcționat deja 2 ani de zile, ăsta e al treilea an, care jucăm Superliga la 19 ani, echipele au posibilitatea să întâlnească unele cu altele, tur-retur, plus sistemul de semifinale și finale, care este deosebit față de ceilalți ani. Cred că acest sistem aduce un plus de compatibilitate celorlalte echipe, dă posibilitatea și altor echipe să se pregătească, să fie competitive cu adversari mai buni. Să nu uităm totuși că totuși o echipă bună anul trecut, CSS Bârlad, a câștigat campionatul, anul ăsta a luat medalia de bronz. Deci, iarăși, în contribuția și acestei echipe, a adus un plus de valoare acestei competiții. Sigur că da. Echipa din Focșan, de asemenea, o echipă nouă care a ajuns în Superliga, cea de la Câmpia Turzii. Echipa Colegiului Național Raul N. Vlaicu din București. Deci sunt echipe care vin și doresc ca să participe la această competiție de formatul acesta care este foarte bun și, cum să spun, vine ca o mânușă pentru rugby-ul juvenil românesc. Așa mă gândeam și eu că este exact ceea ce trebuie, pentru că, practic, nivelul ăsta de vârstă începe să fie în punctul critic. La 19 ani deja băieții se gândesc să facă pasul spre seniorat. Se încheie perioada de pregătire la juniori. Corect. Avem Superliga care se desfășoară după acest sistem. E foarte greu, desigur, ca pe toți juniorii pe care îi remarcăm să-i trimitem în echipe de seniori și să facă față, să fie titulari. Nu? Dar e un nivel intermediar de pregătire. Sigur. Dacă ar mai fi încă unul de sub 21 de ani, probabil că și mai bine ar fi mult mai copți când fac pasul spre echipele de seniori, nu? Te așteptam să termin, pentru că și grija noastră a federației, a departamentului tehnic, a Comisiei Tehnice de Juniori, vine în întâmpinarea exact a ce ai spus mai devreme, respectiv, iată ce se va întâmpla din acest sezon, sezonul viitor 2015-2016, s-au aprobat competiții la rugby 15 U20, aceasta de ce? Pe de-o parte, acești sportivi să aibă o continuitate până când sunt apți, cât mai mulți dintre ei să fie seniori, să evolueze în echipele de măcar DNS și Superliga, nu mai vorbim, dar trebuie să aliniem competițiile interne exact la nivelul competițiilor internaționale. Chiar acum se desfășoară în Italia mondialul de sub 20. De asemenea, se va mai juca rugby 15 la U18 și U16 la nivel regional, finalizări, turnee finale și ca și 19, acum, exact, păstrează aceeași chestie, iar la nivel de U19, 17 și 15, campionate regionale în funcție de numărul de doritori și de participanți de rugby 7, finalizate la rândul lor cu turnee finale pe țară. Dar Superliga de sub 19 ani merge mai departe? Se transformă în 20. Am înțeles. Da, exact. Deci putem avea aceiași combatanți și anul viitor, sigur, pentru că vor crește în vârstă. Bineînțeles, da. Bineînțeles. Și acum coborâm noi în vârstă, pentru că la Mangalia am înțeles că a fost iarăși un regal rugbistic. V-ați săturat de rugby în cele două zile. Am avut turneul final al campionatului național de juniori sub 17 ani cu campioanele zonale sau regionale prezente la această competiție. 6 echipe, stadioane au fost Marina în primă fază, după care Calatisul pentru meciul medaliilor de bronz și pentru meciul de titlu. Domnul, amândoi ați fost acolo, nu? Nu numai eu am fost. Atunci ele are cuvântul domnul Mircea. Da. Eu împreună cu domnul Dudu Florian. Iată despre ce este vorba. În campionatele regionale am avut două grupe geografice, respectiv grupa Muntenia cu 6 echipe și grupa Transilvaneană cu 3 echipe. S-au jucat fiecare cu fiecare un tur-retur la București, iar echipele din Transilvania au făcut două tururi, două retururi. În urma hotărârii Comisiei de Tehnice și aprobării Biroului Federal, s-a stabilit ca turneul final pe țară să se desfășoare pe format de 6, respectiv primele 4 de la București, Muntenia, să se califice la turneul final și 2 din Transilvania. Acest echitabilă turneu, împărțirea. Da, într-un fel e multiplu de 3, corect. Multiplu de 2. Corect. Pentru organizarea turneurilor finale,
Au fost doi solicitanți, care fiecare au depus oferte, respectiv în urma analizării acestor efecte, oferte. Exact, tot de către Birou Federal, cel care decide în ultimă instanță și definitiv tot ce se întâmplă în rugby românesc, a fost alesă Mangali. Ia către despre ce este vorba. Care a fost celălalt ofertant? Așa de curiozitate. A fost echipa fostă CTMRTF, actualmente Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, în ansamblu cu echipa de senior CS Metrorex. Da. Inconvenientul principal, cred că unde au și pierdut... Să nu spuneți terenul de joc. Exact, exact. Partidele ar fi urmat să se dispute știți unde și nu mai comentăm. Peciurele. Da. Acest turneu final a avut un manual totul aprobat și au fost respectate în totalitate toate prevederile manualului, respectiv s-au alcătuit prin tragere la sorți două grupe de câte trei, respectiv capii de serie au intrat 1 și 1, unul într-o grupă, unul în altă grupă, pe urmă locurile 2 în Cruciși și locul 3 și 4 respectiv din Muntenia au tras la sorț unde să duc, fie în grupa roșie, da, exact, fie în grupa albastră. Bun. Partidele s-au desfășurat numai pe terenul Marina, că ați pomenit de Calatis, gazdele noastre, era exact, inițial, exact, exact, exact. Gazdele noastre au făcut toate eforturile, au comandat buturile la Artimex, dar buturile n-au ajuns în timp util ca să putem să le mutăm pe Calatis, care într-adevăr acest stadion Calatis este un stadion tipic de fotbal și, cum să spun, cu toate anexele, se preta și pentru rugby, da, și, da, da, bineînțeles. Nu, s-a mai jucat rugby acolo, au mai jucat seniorilor, am jucat și eu, am arbitrat acolo, deci nu e o problemă, e ceva de vis. Bun. Păcat că nu s-a materializat și acum pentru copii. Partidele s-au disputat luni, miercuri, vineri, în grupe, după care s-a întocmit un clasament pe fiecare grupă. De comun acord la ședința tehnică, participanții au stabilit ca să dispute locurile 5-6 sâmbătă la ora 10, urmând ca finalele 3-4 și 1-2 să le jucăm duminică 7 iunie pe stadionul Susamitit. La aceste finale a fost și domnul Șișiu. Putem să spunem că într-un final LPS Constanța a învins CS Știința Petroșean pentru locurile 5-6 cu 4-6 la 8, iar în finala mică Dinicu Golescu a învins la mare luptă pe CNAV București cu 10-5. Trei secunde, niciunul transformat. Da, exact. Pe undeva acești copii nu prea sunt obișnuiți să joace cu asemenea vânt. A fost un vânt teribil acolo. Fost... Vântul, atât restul, soare plăcut, deci vântul a împiedicat manifestarea șuturilor, buturilor. A venit finala, finala a priori, iar ca și la finala de 19, de ce spun a priori, toată lumea s-a așteptat ca să fie un galop de sănătate al clubului CSA CSS Steaua, fiind recunoscută valoarea jucătorilor antrenați de Gagiu Cornel. Spre surpriza tuturor, la mare luptă, la mare luptă a câștigat CSS 2 Baia Mare cu CSA Steaua cu 15-13. Oho! 15-13 după o evoluție a scorului extraordinară. Ce putem să spunem sau ce pot eu să remarc? Cuvântul bun. Steaua n-a reușit decât în prima repriză să marce decât 3 puncte. Și apoi împotriva vântului a marcat 10. Da, asta e culmea, știți? Mă rog, da, paradoxal. Nu contează, nu contează, da. Culmea că s-au trezit târziu, au avut pe undeva o intrare în efort în meci puțin mai greoaie sau poate s-au diminuat din punct de vedere condiție fizică. Nu știu ce s-a întâmplat. De exemplu, în primul meci, să vă dau un exemplu concret, au învins pe Petroșani, CSS Știința Petroșean, cu scor 103-7, în care un sportiv, Grigore Emanuel, a marcat 47 de puncte singur, demiul stelei. Meciul 2 a fost un scor mai mic și ia că în finală, pe undeva, o diminuare a condiții treptată, fizice, nu rezervă, da, iar persoana de care am vorbit și sportivul de care am vorbit, pe undeva a fost un jucător anonim al finalei. Da. Unde toată lumea s-a așteptat că
că este într-adevăr un jucător de mare explozie, de mare, este un jucător talentat, are viteză, are curaj, cum să spun, are fizic pentru postul pe care îl joacă. Asta a fost. Până la urmă, ăsta e sportul. Dacă ar fi totul liniar, am ști dinainte învingătorii și n-ar mai trebui să fie niciun eveniment pe teren, nu? Da, a fost o surpriză, da. Mă bucur mult că purtăm astfel de discuții și iată că din niște competiții altădată supuse anonimatului sau cvasi anonimatului reușim să găsim niște lucruri extraordinare. Faptul că s-au marcat 47 de puncte de către un jucător care apoi a devenit un no-name, da, s-a stins în finală, reprezintă niște lucruri care cred eu că trebuie dezbătute și din care să tragem învățăminte. Nu? Până la urmă, juniorii și-au făcut datoria, ne-au încântat atât la sub 19 cât și la sub 17. Mai văd în consemnările dumneavoastră și categoria de vârstă sub 15 ani. Despre ce e vorba? La categoria de sub 15 ani, tot așa s-a disputat campionatul pe zone. Moldova Nord, Moldova Sud și Muntenia. După cele trei zone, din cele trei zone s-au calificat din Moldova Nord CSM Bucovina Suceava, din Moldova Sud s-a calificat Sevens Focșani, echipă singulară, vorba aceea cu numărul ăsta de 7, Sevens Focșani, iar din Muntenia, în ordinea clasamentului, Palatul Copiilor Ilfov, CSS Triumf, CS Aurora Băicoi și CS Ovidiu. Aceste șase echipe se vor întâlni sâmbătă, după amiază, de la ora 15, pe stadionul Unității Militare din Pantelimon, unde vor disputa turneul final. La fel vor fi împărțite în două grupe, vor juca fiecare cu fiecare, după care, în funcție de locul din clasament, vor disputa meciurile finale, respectiv locul 3 din grupa A cu locul 3 din grupa B, vor disputa locurile 5-6, locurile 2 vor disputa... Sistemul tradițional. Cel care a fost utilizat și la Rugby 7. Deci se dă o mare importanță acestui sport la Rugby 7, pentru că fiind și sport olimpic, se dispută, vedeți, pe parcursul unei singure zile, da? Fiecare copil joacă în jur de 3 meciuri. Aia e o sumă decentă de jocuri. Sigur că, 3, sigur că da. Cu specificația că, dacă se respectă regulamentul internațional, finala e de 10 minute repriza, nu? Două reprize de 10 minute. Pauză 2 minute. Cu pauză de 2 minute. Exact. În rest, 7 minute repriza. 7 minute repriza. Deci prinde foarte bine acest sport și este foarte bun pentru noi, pentru români, mai ales în vederea Jocurilor Olimpice. Vedeți că și echipa națională de seniori a României participă acum la campionatul european, a fost un prim turneu la Moscova, urmează la Lyon. Fetele merg de asemenea în Lituania, la campionatul european de rugby 7, deci federația acordă o mare atenție acestui, să zicem, aproape alt sport. Rugby 7 este alt sport decât Rugby 15. Corect a spus și cu ocazia asta doresc să virăm un pic discuția și pe temă tehnică, deoarece, dacă nu mă înșel eu, am doi decari lângă mine, nu? Da, poți. Nu, și actuale, aș spune eu, pentru că abilitățile sau cariera nu voia nimeni. Ați fost uverturi și unul și altul. Un post cheie într-un angrenaj al 15-lui lui Bistic și care, trebuie să recunoaștem, se află într-o ușoară suferință în țara noastră, cel puțin. Sper să nu fiu considerat prea critic acum și să îmi sară lumea în cap că, vai, vorbești de rău pe cutare sau cutare. Dar trebuie să recunoaștem că numărul 10, Uvertura, nu mai beneficiază de aceleași condiții de concurență ca pe vremea dumneavoastră. Hai să vorbim așa, nu? Care vi se pare cel mai în formă jucător de număr 10 după ce am văzut sezonul regulat din Superliga? O competiție care aproape s-a încheiat. Mai sunt acele restanțe în toamnă, dar hai să nu le băgăm în seamă, sunt insignifiante. Cine credeți că este cel mai, sau care a fost cel mai în formă și cum ați putea caracteriza, întrebare deschisă pentru ambii, jocul actual al uverturilor așa zis moderne? Dacă îmi permite să încep eu, este chiar un paradox. Persoana care mie mi s-a părut cea mai bună până la ora actuală în meciurile disputate în Superliga este este un jucător de care un veteran, cum să spun eu, aproape că nici nu mai își punea speranțe să-l folosească. El deja se angrenase pe undeva în antrenorat, exact, da. Și la Rugby 7 și cu transformări echipelor naționale, deci pe undeva se cam gândea la agățarea ghetelor, retrageri. Datorită faptului că, mă rog, în club nu s-au găsit alte soluții, el a fost
nevoit pe undeva să intre în echipă și iată că a devenit din nou numărul 10 principal al Superligii. Și nu numai, pentru că a fost selecționat inclusiv la echipa națională. Este o mare, da, exact. Și va merge la Cupa Mondială, pentru că transformă impecabil, poate să-ți țină un joc tactic, poate să-ți închidă un joc de la numărul 10 și așa mai departe. Da, este o mare suferință la numărul 10. Nu se întrebă nici în zonele mai de jos, DNS, diviziaj sau juniori, faptul că pe undeva, eu cred că antrenorii nu se preocupă de acest număr 10, iar copiii și până la seniori nu au timpul necesar sau dorința necesară să mai rămână o oră, poate chiar o oră jumate, chiar două după antrenament sau o oră înainte sau o oră după să facă, să exerseze un procedeu care o să zâmbiți, dar nu cred că în Superligă sunt două droguluri, executate două droguluri, care pe vremea noastră erau, cum să vă spun, procedele care... arme tactice care delimitau, puteau să facă balanța, exact, nu? Exact, într-un meci, delimitau două formații. Delimitau, de exemplu, Iașu de Timișoara sau Steaua de Dinamo, în droguluri. Da. Înțelegeți? O să zâmbiți, eu în continuare îl văd de perspectivă sau dacă dorește să joace pe Valentin Calafeteanu, un număr 10 bun. Adică modern, în viteză, care este pe atac. Bine, el acoperă foarte bine, da, și postul de număr 9 și poate din această cauză e folosit mai puțin. Poate la numărul 9 găsim mai ușor. Da, dar la 10, da, cum suntem în suferință, Calafeteanu are explozie, are pas, are șut, e transformer bun, deci ia câtă... Nici la apărare nu stă rău la nu, acest capitol. Da, corect. Da. Domnul Șișiu? Părerea mea este adăugiri. Este un semnal de alarmă pentru antrenorii români care nu au găsit un număr 10, să zic așa, ouvertură în țara românească, decât un băiat care este la apusul carierei. Eu cred că acest post care este cheie într-o echipă, nu l-au descoperit antrenorii pentru că nu stăpânesc mijloacele tehnice necesare să le arate jucătorilor acest procedeu. E mult mai dur pentru că a fost și antrenor și s-a ocupat de chestii și știe. Da. Și dacă stăpânești acest element tehnic, drogbolul, care te ajută să începi o partidă, să reîncepi o partidă, să păi nu, că și la 22 de începere... Este super util, scuză-mă puțin, este super util toate transformările la R7 să fac din drogul. Din drogul. Și ați văzut ce chin a fost pe echipa națională a României prin transformerul nostru, care este un transformer foarte bun, Florin Plaicu. S-a chinuit, totuși, până... Da. Deci, un drogol într-un anumit moment al unui joc, la scor echilibrat, între două echipe echilibrate, poate să balanța să încline în fața echipei care stăpânește foarte bine acest element tehnic. Da, și ați punctat foarte bine, zic eu, pentru că nu trebuie să ne gândim doar la drogul din fața buturilor. Și lovitura de reîncepere sau de începere, tot prin acest procedeu se execută. O lovitură tactică, e o lovitură tactică, că nu i-am spus și jucătorilor și jucătoarelor de rugby feminin. Nu este un simplu șut de a începe jocul să dai balonul adversarului. Indiferent unde. Nu. Da. Trebuie să-l folosești pentru propria echipă. Sigur. Pentru propria ori echipă. Să pui presiune pe prinzător, sigur, ori să dai una scurtă să iasă din 10 să urmărești. Vedeți care e paradoxul? Da. Deci începi și reiești jocul de fiecare dată după marcarea cu drogolul, dar atunci când trebuie să marci efectiv de la 25-30 de metri tot prin același procedeu, nu zic mai aproape că e mult mai simplu, nu se reușește acest procedeu. Deci, vă spun falsă modestie, cronicarii timpurilor, domnul Dimitrie Calimache, domnul Tiberiu Stama, au fost meciuri când jucam la Rapid București, când câștigam un meci pe 4 droguri, sau 5 droguri într-un meci, câștigat echipa mea Rapid cu 15-12, marcând 5 droguri.
Au trecut de mult acele vremuri. În urmă cu vreo 40 de ani. Doar. Da, bine, atunci eseul valora doar 4 puncte, au fost și situații când erau egal cu Drobgol, exact. Și poate de-aia se uzita mai mult. Acum e mai atractiv eseul cu 5 puncte plus 2 la transformare. Deci, mă gândesc și eu. Am văzut și în meciurile internaționale la echipele mari din emisfera sudică și asta și în finalele care le-am văzut săptămâna trecută la televizor și din campionatul Angliei, din campionatul Franței, jucătorii numărul 10 încearcă drogurile și asta. La noi văd că nu se utilizează pentru că asta este părerea mea. Mai merg și la antrenamente, văzând și în jocuri, niciun antrenor nu spune sau că nu îi spune pentru că nu face la antrenament. Încearcă un drogur. Sau cum ziceam noi, îmi spunea antrenorul, înțeapă un aia pe întrebare. Era semnalul atât de cunoscut, nu? 3 puncte, da. Da. Deci asta este. Nu se lucrează la antrenament acest element tehnic, care este foarte benefic. Da, și foarte complex în același timp. Probabil sigur, că da. Din această cauză a fost marginalizat, să spunem, nu? În fine, haideți să trecem mai departe. Cupa Regelui e o competiție nouă în peisajul agendei lingvistice românești. Se pregătește și ea să ia startul. Două meciuri foarte interesante, ambele în capitală, coincidență, nu? Exact. Steaua CSM Știința Baia Mare și Dinamo cu CSM. Asociat, nu, cu Timișoara. Ah, cu Timișoara, încurcasem în cealaltă grupă. Da, da. Exact. Nu e nicio problemă. Cine e responsabil? Domnul Mircea Paraschivescu. Da, șef de turneu. Aș vrea să spun mai multe, nu știu dacă timpul ne permite. Deci Cupa Regelui. Cupa Regelui este o competiție nouă, a apărut ca urmare a colaborării și protocolului încheiat între Casa Regală și Federația Română de Rugby, prin care Casa Regală susține alături de OIN și sportul numit rugby. Am plecat la drum cu intenții frumoase, respectiv participarea și al Rugby Club Județean Farul Constanța în campionatul de Superligă. Erau 7. Știți ce s-a întâmplat cu Farul Constanța? La această cupă ar fi fost 8 echipe, alături de cele 7 pe care vi le-am spus, ar fi urmat să participe și o selecționată a diviziei DNS. Da. Jocurile erau tot pe grupe, mă rog, în sfârșit, Farul a și ca să se păstreze numărul par, exact, au rămas 6. Au rămas 6 pentru că n-aveam cum să fac. Principiul este foarte clar, 2 serii, s-au tras, după cum știți, în direct la sorți, exact, în sala de festivități, grupele, s-au tras la sorți datele de disputare. Pentru ce a apărut această Cupa Regelui? După cum știți, după acest World Rugby Nations Cup, echipa națională începe pregătirea pentru Rugby World Cup din Anglia. Jucătorii sportivi care nu fac parte din lotul național al României trebuie să aibă și o continuitate, o activitate în așa fel încât să nu aibă o sincopă de câteva luni de lipsă de competiții. Da. Datele de desfășurare a turului 13-20-27 iunie se ia vacanță până pe 1 august când începe returul, respectiv 1-8-15 august. Avem semifinale pe 29 august, locul 1 din grupa A cu locul 2 din grupa B și locul 1 din grupa B cu locul 2 din grupa A, de comun acord pe terenuri neutre și cheltuielile sunt suportate în mod egal de către echipe. Finale, avem două finale învinse și învingătoare, se vor disputa clar pe Arcul de Triumf, în data de 5 septembrie 2015. Trofeele vor fi oferite de Casa Regală. Da. Cam asta este în linii mari. Linii mari. Pentru cei care ne urmăresc și vor neapărat să vadă, putem să spunem că e clar, Steaua joacă cu Baia Mare în Ghence la ora 11 și la ora 17 pe stadionul Florea Dumitrache, Dinamo joacă cu Asociația Saranzas Timișoara, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest. În etapa a doua, Dinamo joacă contra CSM-ului pe Florea Dumitrache la ora 11 și Cluj Steaua Iuliu Hațeganu ora 11. În 27 iunie, timișorenii întâlnesc pe bucureștenii de la CSM Stadionul Gheorghe Rășcanu la ora 11, în timp ce Știința Baia Mare joacă contra Clujului
pe la Scărghinez la ora 18. După și care returul în august aceleași etape, dar pe celelalte avem teren. Program, avem orele, dar e prematur să le spunem deocamdată. Sigur că da. Oricum e o competiție binevenită pentru că tocmai umple un gol pentru o masă mare de jucători. Se pregătesc pentru fazele finale ale Superligii și pentru Cupa României, cele două competiții consacrate deja, pe lângă aceasta a treia care a apărut. Și mențin jucătorii în activitatea competițională, da, cei care nu fac parte din echipa națională. Am vorbit strict de Cupa României, dar să știți, de Cupa Regiei, dar să știți că și Cupa României se dispută tot în această perioadă fără jucătorii de la Rot. Da. Practic, în momentul când vin sportivii de la Rugby World Cup, mai au o săptămână de pauză, se joacă restanțele din luna octombrie, Superliga, exact. După care urmează barajul pentru semifinale, semifinale și... Glumesc un pic asta, dacă nu cumva ajungem cu echipa națională în finală. Să ne adunezi să jucăm la primă. Ne-am dori ar coincide cu meciurile, cu restanțele. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Jucăm toate fazele superioare la anul în martie. Debutăm cu fazele superioare la anul. Așa, și ca să închidem, pentru că deja am depășit timpul afectat emisiunii, dar asta nu e o problemă, pentru că îmi face plăcere să discutăm, World Rugby Nations. Îl abordez întâi pe domnul Mircea Paraschiv, deoarece este consacrat, Paraschivescu, pardon, dar nu Paraschiv, este și un Mircea Paraschiv, dar nu de față, e consacrat în postura de crainic al arenei Arcul de Triumf. La câte ediții ați fost? Păi, la toate, din nu? 2010, la mea, cred că a șasea ediție, da, da, în sfârșit, da, n-am lipsit. Se numea Ire Beneșesca. Începând de acest an se numește World Rugby Nations Cup. Este a 10-a ediție per total. Prima ediție a avut loc în 2006 în Portugalia și a fost câștigată de Argentina Jaguars. Următoarele 9, inclusiv cea de anul acesta, au fost acordate pentru buna organizare, condițiile oferite de către Federația Română de Rugby, federației noastre. Toată lumea a fost mulțumită. Partid, vreți, dacă vreți, vă pot spune foarte rapid cine au câștigat de-a lungul anului. Deci în 2006 Argentina Jaguars, în 2007 la București, deci totul la București, Emerging Springboks, 2008 identic, în 2009 Scoția, în 2010 Namibia, în 2011 South African Kings, în 2012 România, în 2013 România și în 2014 Emerging Ireland. Așadar, da, Africa de Sud are 3 trofee, da, iar România 2 în această competiție. Exact. Suntem în top, cum ar veni. Suntem am putea să-i egalăm pe sud-africani care au câștigat de 2 ori prin Emerging și o dată prin South African Kings. Exact. Nu? Da. Bine, ideea este că această competiție a suferit o corecție negativă a numărului de echipe. Din 6 au devenit 4 între timp. E mai bine, e mai rău? Părerea mea este că este mai bine. Se joacă fiecare cu fiecare, atunci obligatoriu nu întâlneai doi adversari, pentru că altfel era foarte lung turneul. Nu? Într-un fel, World Rugby și-a văzut și interesul, a oferit și Georgie un turneu aceeași similar, da, exact, da, în paralel, tot cu 4 echipe. Să știți că 3 meciuri pe zi erau relativ obositoare chiar și pentru spectatori. Da. Nu da. Poți, ca spectator, să vii de fiecare dată să vezi de la ora 5 până la 10. Plus că unul, cel din deschidere, se juca pe o căldură înăbușitoare. Exact. Și la noi știți cum e perioada asta, vedeți ce e afară. Da. Debutăm acum vineri, pe 12 iunie, cu partida Namibia-Argentina Jaguars de la ora 17 și în super cloul zilei, România întâlnește de la ora 20 Spania. A vrei să fie un debut victorios. Cu toate că partidele sunt transmise de TVR, totuși noi vă invităm să veniți pe stadionul Arcul de Triumf, pentru că este altceva când vezi pe viu, vezi panoramic, vezi tot ce se întâmplă, ești în aer liber, cum să spun, perfect, poți de să te miști, poți să... Așa. La televizor că trebuie să stai fix acolo, vezi zona oferită de ecran. La televizor este doar soluția de urgență când nu te poți deplasa la stadion din cauza distanțelor și așa mai departe. Domnul Șișiu, se știe că această ediție de World Rugby Nations, prima rebranduită, e una specială. De ce? Pentru că suntem în an de Cupă Mondială. Haideți să facem o ușoară paralelă între celelalte două ediții, 2007 și 2011, care coincid ca importanță cu ce avem în acest an. Au fost folosite aceste competiții, Ire Nations Cup sau acum World Rugby Nations Cup,
ca o etapă de pregătire pentru Cupa Mondială sau care a fost relația pe termen lung între cele două? Este o etapă foarte bună de pregătire pentru echipa națională și echipa Namibiei, pentru că vă reamintesc, la acest turneu participă două echipe care joacă la Cupa Mondială din Anglia din acest an. România, Namibia și Argentina Jaguars deja au câștigat acest trofeu. Deci este un turneu foarte puternic. Spania e debutantă. Dar ne întâlnim cu ei în campionatul european. Deci e o etapă foarte bună de pregătire, cu aproape 100 de zile înainte de debutul echipei României la Cupa Mondială. E binevenită. Acum antrenorii poate să tragă linie, să vadă ce s-a făcut până acum și ce se mai poate remedia. Iar SIDA începe să ceară. Sigur. Exact, este un criteriu. Ei deja, cred că un 15 titulari creionat. Deja l-au creionat, mai fac unele retușuri și cu această echipă vom debuta în toamnă la Cupa Mondială. Deci este un turneu foarte binevenit, cu 100 de zile înainte de debutul Cupei Mondiale. Și chiar putem să spunem comparativ că 2015 are o importanță crescută exponențial, poate față de Irebeneșens Cup 2014, 2013, 2012. Sigur, nu? Pentru că este anul Cupei Mondiale. Exact, tocmai exact. Asta era și ideea. Nu? Asta, sigur că da. Deci foarte bine venit acest turneu cu această perioadă de aproape 100 de zile înainte de Cupa Mondială. Eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la emisiune. Dacă mai aveți un cuvânt de închidere, ambii, vă rog, acum aveți posibilitatea să-l adresați celor care se uită la Rugby TV. Eu personal doresc să adresez celor care se uită, exact cum a spus, să vină număr cât mai mare, să participe la, efectiv, pe viu, la subscriu la mesaj. Exact. Aș mai avea o mare rugăminte, pentru că ați pomenit că sunt și voicemakerul, crainicul stadionului. Cam trebuie să-i, cum să spun eu, să-i stimulez și câteodată din microfon pe spectatori. Spectatorii trebuie să simtă că momentul la un propice, moment dat trebuie să spui hai România sau ne unim 2-3-5 și facem strigăm de 2-3 ori hai România, facem un grup de vocal ca să capacităm tot stadionul. În rest, doresc mult succes echipei naționale de seniori. Mai avem și noi două turnee finale de U16, U18. Îi aștept pe toți cu multă plăcere să-și dispute cu șanse egale titlurile. Și cam atât. Vă mulțumesc. Domnul Șișiu? Eu aș dori să vină copiii în număr cât mai mare, pentru că este unica ocazie să vadă jucătorii români, să-i cunoască pe viu, la stadion, la iarbă, cum se spune, văd anumite mișcări, anumite elemente tehnice care nu le-au făcut la antrenament sau nu le-au văzut și aici sunt aproape perfecționate. De asemenea, adresez invitația și foștilor, veteranilor rugby românesc, pentru că este o întâlnire între ei de socializare, de cunoaștere și de a vedea o nouă echipă națională care merge la Cupa Mondială din 2015, unde îi dorim mult succes. Mulțumesc și eu încă o dată. Pe site-urile de specialitate FRR.ro și super-liga.ro veți găsi informații referitoare la desfășurarea turneelor sub 16 și sub 18, precum și orice se întâmplă în rugby-ul românesc. Altfel, noi suntem pe rugbytv.ro. Cristi Frisc vă salută, toate cele bune!